Bună ziua! Salutare! Ce faceți? Noi nu așa bine. Am ajuns la sfârșitul etapei a doua. Cam trist. În care vedem ceva asemănător cu ăsta. Dar aflăm mai multe, pentru că vine fix echipa eliminată formată din doamna Anca și Alexandra Ungureanu. Momentul a venit. Era departe în momentul în care am intrat cu toții în competiție și ne era frică tuturor de piatra asta. Tu ai zis-o? Da. Eu nu știu ce fac până la capăt, dar vreau să ies primul. Da. Și când am văzut pe TV, am ok, eu știu ce știi. Doamna Alexandra, Alexandra și doamna Anca, suntem niște băieți politicoși. Asta e, vorba de politici aici. Au venit să comentăm cursa pentru ultima șansă, din păcate care s-a lăsat cu eliminare și mai din păcate care această eliminare a fost pentru echipa dar în sfârșit putem vorbi în truth will set you free, că era foarte frustă, da, era foarte frustrant, îți dai seama să vorbim despre asta cu întrebările alea care cumva presupuneau parcursul mai îndelungat și a fost, era destul de dificil, în sfârșit putem vorbi, asta e, suntem primele care am plecat, dar totuși n-am fost primele, chiar, prima etapă, nu am fost chiar la coadă și ne sunt mândrim cu asta. Sunt 9 zile de experiență. Exact, da? Exact. Vreau să încerc scuze, nu, înainte, trebuie să încerc scuze, pentru că sunt convinsă că la casele de pariuri s-au pus mize mari, că noi vom câștiga Asia Express și vrem să ne cerem scuze pentru oamenilor care sunt la sapă de lemn. V-ați apartamentele. Și au falimentat din cauza noastră. Știu că voi credeți că noi o să câștigăm, îmi pare rău că v-am de seama. Iar e la fel de rău, îmi pare, cu experiența mea de viață și cu felul meu de a fi așa cu picioarele pe pământ. Eu am plecat de acasă gândindu-mă că cineva va trebui să iasă și uitându-mă roată împrejur cine ar fi putut fi. Adică am avut doza mea de luciditate și se poate vedea că în mai toată emisiunea m-am emoționat până la lacrimi, iar în acest moment crucial pe care voi l-ați prezentat chiar în descriere, aseară am privit încă o dată cu atâta mândrie și demnitate ceea ce mi s-a întâmplat, n-am scos o lacrimă, ba chiar în zâmbet. Alexandra, încep tu? Vii tu cu mine la roată? Ok, hai! Hai de aici, te invit aici, nu foarte tare, să nu facem cum a făcut Lizia seară cu farfurile. Da, ce ar putea să se întâmple? Pare destul de bine. E destul de safe. Gen nu așa, cu ură. Da. Dă-i. Dacă știgăm și noi ceva, dacă răspundem frumos, măcar la voi. 3. Întrebarea cu numărul 3. Cine, întrebarea cu numărul 3, pentru prima dată că pică 3-ul. Cine ai vrea să câștige, având în vedere experiența ta de până acum? Uitându-te la toate cele 8 echipe. Și la cele 9 ediții de până acum. Și la cele 9 ediții de până acum. Cine ai vrea, care e echipa pe care tu ai vrea să o vezi câștigătoare la final de Asia Express? Știi că dacă zic că voi, o să zic că v-am venit. Da. Noi de asta facem emisiune, să vină lumea și să ne laude și ne spune că noi suntem cei mai buni, cei mai frumoși, cei mai deștepți. Dar pot să fac un top 3 ale echipelor preferate și pot să spun că dintre ei mi-ar plăcea. Asta ne însemnând că nu suntem foarte ok cu tot restul lumei cu care normal. Cum am să ne simțim super suntem, family. Dar oricum suntem oameni, suntem subiectivi, avem afinitățile noastre. Nu poți să critici pe cineva că bine, are o afinitate față de cineva. Și top 3-ul însemnând Connector Shift, pe care știu că am muzicien de foarte mult timp, dar în formula asta mi se par absolut delicioși pe TV. A fost o surpriză. Da. Voi, la voi n-am nicio surpriză, știam că o să fiți super fan și că o să vă descurcați. Voi. Mulțumim. Și Zaruc și Lorelai. Cu Zaruc mă știu de foarte multă vreme. Eu chiar am vrut să-l mai invit la un moment dat în niște emisiuni la care am fost, pentru că el și cântă și știu că e un entertainer. Nu aș fi, nu m-ar fi dus capul în viața asta să-l văd pe Zaruc în distribuția Asia Express, dar m-a rupt în două, mi se pare. Da, genial. E foarte mișto. Da. Exact voi trei care ați fost sacrificați în primii săptămâni. Chiar că. Chiar. Da, uite, s-a nimerit. Doamna Anca, haideți la roată. Vă aștept aici la roată. Dar nu-mi puneți aceeași întrebare. Nu, depinde pe ce număr, depinde pe ce număr pică. Fiecare cifre. Dar nu pică la trei mai demult dată. Da. 6. Ce ați schimbat? 6. Ce, dacă ați putea, față de tot ce am văzut până acum și de experiența dumneavoastră în Asia, ziceți-mi 3 lucruri pe care le-ați schimba în echipă încât lucrurile să funcționeze mai bine.
Echipa mea? În da. Echipa noastră, da. Da. Hai zi! Păi aș schimba... N-ai schimbat nimic, de fapt, nu? Sau ce? Mai mult atenție pe undeva, mai mult... Nu, aș schimba, într-adevăr, momentele pe care le-a văzut lumea, cu unele care nu s-au văzut și ar fi putut. Adică l-ai schimbat, gen, mama, i-aș plăcea să stea la butoane să monteze ea emisiunea. Am înțeles. Înțelegi? De data asta, ultimele au ajuns la mine. Ce emoție. Da. Luca și Alexandra. Știați? Asta e practic cel mai greu moment. Măi, la cum mersese ziua precedentă, practic, așteptam să vină apocalipsa. Am fost un lung șir de ghinioane. Asta a fost frustrarea supremă, pentru că noi până în momentul ăla, practic, n-am fost niciodată pe ultimul loc. Da. Prima dată am fost pe penultimul, da. Prima dată când am pornit din Edirne. Da, acolo ne-am chinuit noi mult, că da, nu știam care încotro până ne-am obișnuit și după aceea n-am mai ieșit niciodată pe ultimul. A ieșit un tip din magazin. Cova. Cova. Păi, îi dăm? Dăm, eu îi dau asta. Cova. Ok, 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 ok. Câte una de fiecare? No? 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 Present? Thank you. Money? No, no money. No money. Cipe? Ce să-i dăm? Cercei? Cercei? No. Inel? Inel? Mai drăguț ăsta. E tot ăsta, dar ăsta. I-am oferit inel, care era set era cu cerceii. Ia-l pe ăsta. Thank you! Come on. It's good. It's good. Ce s-a întâmplat aici? Pentru că au sărit foarte mulți oameni și au spus că în momentul ăsta se vede că dați inelul și apoi la testimonial aveți încă inelul pe deget. După ce noi am plecat, evident au mai rămas și din echipa de producție care aveau întins acolo chestii. Da. Ce aveți voi de aici, fire de astea așa. Și am înțeles că cel care ne-a oferit găleata a spus că nu are ce face cu inelul și adică, da, și-a dorit din... să ajungă înapoi. Că... Foarte drăguț. Da. Mai stai un pic! Mai stai un pic, te rog, că nu înțeleg nimic! Totul în piatră naturală, cenușie. Așteaptă un pic, nu mai povesti. E în formă de trin, ai o spate care se umbre. Lângă întorsătura lui J e un ochi. Parcă ar fi o figură umană. Mama, n-am reținut nimic, mai stai un pic. Păi, zici că citește povestea de seară. Efectiv, e foarte, foarte lung tot. A fost greu cu pietrele astea. Vai, am văzut că a fost foarte greu. Am amețit. Mi-mi sperea că arată totul la fel. Tu spuneai, nu mai da detalii, că nu poți să rețin nimic, nu, doamna Anca, oricum, neștiind să folosiți ăla. Și plus mi-a zis că toate pietrele alea pe care n-am reușit să le văd, semănau toate semănau între ele. Da, semănau. Vai, săraci de voi. Ei, dar de ce nu stai jos? Aia era problema cea mai mare. Nu că sunteți dumneavoastră în cursa pentru ultima șansă. Din această zi. Băi, și mă ascultă. Ai mâncat ceva, mă, mamă? Uite cum asta. Mă, mamă, ție nu ți-e foame? Ce-a zâmbit că... Hai că a stat totuși puțin. Am eu niște apă, uite aici. Hai să o împărțim. Că Alexandra oricum nu găsește pietrele. Că i-am dat multe detalii și i-am încurcat un pic. Mother language, I speak French. After I study on the Germany high school, I learned Germany. After that, the university, English, Spanish, Italian. Life goes on, you know? Și franceză. Da, da, da. Și a întrebat dacă eu știu engleză. Nu zic, știu franceză. Par français, quand même. Oh là là, mon Dieu. C'est le langue vraiment que je préfère toujours parler. Voilà. C'est tout, mais regarde la différence. Ich liebe dich. De l'autre côté, je t'aime. Oh mon Dieu. Il y en a une différence incroyable. Le français, c'est le meilleur. Et pour cela, je vous prie d'aller avec nous. Oui. Dans un quartier de maison colorée. Ici, m-am pierdut, ce să mai... Mie mi s-a părut vrăjeală ce a prins-o, doamna Anca, acolo, de la leșină, acolo. Pentru că vorbești franceză, ai șansa să ne ajuți? Indiferent de ce culoare are, sunt foarte mândră să fac parte din proiectul ăsta, chit că el se poate termina aici sau nu. Sunt foarte mândră de mama și vreau să vă mulțumesc tuturor. Forța noastră! Și pentru că doamna noastră e cea mai curajoasă dintre toți, o să o rog pe dânsa să se uite în șoculeț. Da. Da, pot să spun și eu că m-ați răsfățat
cât am fost aici. Mi-ați făcut o zi cum alta n-am mai avut, ziua mea de naștere. Nu am alte vorbe decât că și eu sunt mândră de mine ce am putut să îndeplinesc aici ca misiuni la care acasă nici nu bănuiam că voi putea face față. Cu toții suntem foarte mândri de dumneavoastră, de amândouă suntem foarte mândri. Ia, aole, ce moment, deci asta mi se pare horror. Nu cred că n-aș fi putut să țin săculețul la mână, să-l deschid, cred că leșinam. Și atunci am lăsat-o pe cea mai curajoasă dintre concurente. No. Liniștea eu zâmbesc, asta... dar uitați-vă în ochi. Că e... Da, eu am văzut, am văzut de acolo. S-a așezat o liniște fantastică în momentul ăla. Am și văzut că dumneavoastră cred că ați observat culoarea pietrii și ați făcut așa. A fost momentul ăla când ați desfăcut săculețul și ați făcut... Confirmarea faptului că... Da, ăsta. Da. Este un concurs și concursul are e un și învingător. Reality, da, e un concurs, e un show de televiziune, până la urmă... Da, dincolo de rezultate, eu sincer asta îmi doresc, ca trecerea noastră prin acest concurs să lase o amprentă faină, adică să fie un mesaj despre asta, ce înseamnă să fii curajos până la urmă, chiar nu inconștient, dar curajos. Nu cred că să crezi că inconștiența. Poți să-ți întrești limitele și că am fost plăcute sau chiar cei care nu au apreciat adunarea să nu se regăsesc, e nicio problemă, dar îmi doresc să fie respectoși vis-a-vis de felul în care se exprimă, mă rog, știu că în online e foarte greu să ceri da. Chestia asta, dar încă o dată, prin faptul că am adus-o aici, știam că mi-asum și chestia asta pe care o digeră foarte greu, adică nu e în persoană publică și nu are de ce să înghită și hate-ul care vine la pachet, dar asta încă e. Încă o dată, vă apreciez, vă îmbrățișez, vă și mulțumesc noi. Că mi-ați oferit această intermediere cu cei care mă apreciază și mă critică, să mă vadă că sunt întreagă, că nu m-am dilit după această emisiune, cum așa, și că eu pe voi vă pot privi în ochi, cum nu pot să o fac cu toată lumea. Mulțumim deci, frumos! Asta este. Și încă un lucru, dacă am venit aici, n-am de gând să mă fac vedetă, deși tot mai multă lume mă oprește pe stradă să-mi spună că mă urmărește, că mă vede, și am venit pentru ea, pentru că noi două ne-am chinuit de răzputeri, fără niciun compromis pentru ea să ajungă aici. Și că fata asta mea a muncit cât nu se poate, nu cu tată, nu a avut început un PR-ul. Soț, nu... Putem așa. Să închidem. Și nu, nu, ea am vrut și cu această ocazie să își pună în evidență niște calități pe care cântând pe scenă nu reușești să îi le vezi. Un artist e mai complex. Exact, exact. Și ea știu că mai are multe de oferit ca om și ca artist. Să fie asta ultimul cuvânt. Putem să închidem. Tăiați. Bine. Yeah! Așa expres continuă. Asta vrem să facem. Noi vă mulțumim frumos. Ăsta a fost episodul. Din păcate s-a soldat cu o eliminare. Vă mulțumim din suflet pentru prezență. Dar să facem pentru ultima dată asta în formula asta, să zicem în 3, 2, 1, Asia Express continuă!